Bună, dragilor, și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube cu o nouă recenzie de carte. Știți cât de mult îmi place să povestesc romane, bine că nu povestesc telenovele. Este vorba despre Tess D'Urberville, romanul scris de Thomas Hardy, care este compus din două volume. Primul volum cuprinde 4 faze, fiecare fază a acțiunii având câte un capitol cu titlu sugestiv, 4 capitole practic. Tânăra fată, femeia, întâlnirea, consecința. Al doilea volum este o continuare, bineînțeles, de 3 capitole. Femeia plătește, pocăitul și împlinirea. Câteva date despre autor, Thomas Hardy, pentru că cartea este scrisă de acesta, s-a născut pe 2 iunie 1980 și a murit pe 11 ianuarie 1828. A fost un scriitor și un poet naturalist britanic, cunoscut pentru romanele sale, Tess D'Urberville și Departe de lumea dezlănțuită. Tatăl său a fost un zidar și constructor local. Mama lui Hardy a fost educată și ambițioasă, contribuind la educația fiului ei până la împlinirea vârstei de 16 ani, când acesta a devenit ucenicul lui John Hicks, un arhitect local. Hardy a studiat arhitectura, apoi s-a mutat la Londra. 5 ani mai târziu s-a întors lucrând ca asistent al lui Hicks. A fost premiat la Institutul Regal al Arhitecților Britanici de Asociația Arhitecturală. În 1870, Hardy a cunoscut-o pe Emma Lavinia, care i-a devenit soție. Deși până la urmă s-au despărțit, decesul ei din 1912 a avut un efect traumatic asupra lui. La foarte scurt timp, totuși, s-a căsătorit cu secretara sa, Florence, care era cu 40 de ani mai tânără, Hardy a rămas preocupat de decesul subit al Emmei, încercând să-și învingă cumva remușcarea, compunând poezii. A continuat să scrie și proză, deseori despre forțele spirituale care controlează universul, arătând o anume fascinație referitoare la fantome și spirite. Hardy a făcut infecție la plămâni în decembrie 1927 și a murit în anul următor, după ce a dedicat ultimul său poem soției pe patul morții. Înmormântarea sa de pe 16 ianuarie a fost un eveniment controversat. Familia și prietenii au dorit ca locul său de veci să fie în satul natal, dar executorul său a insistat să fie în colțul poeților. S-a ajuns la un compromis prin care inima lui a fost îngropată la Sinsford cu Emma, iar cenușa a fost îngropată la colțul poeților. Opera lui Hardy a fost admirată de foarte mulți autori, iar în 1910 i s-a acordat premiul Ordinul Britanic de Merit. La scurt timp după deces, corespondența și notele sale au fost arse de executorul său. 12 dosare au rămas, unul din ele conținând note și extrase de articole din ziar din anii 1820 folosite de Hardy în ultimele sale lucrări. Bun, și acum începem povestirea, care este una foarte captivantă și interesantă și sper să vă acapareze și pe voi. Familia lui Tess. Tess este o fată frumoasă și cinstită, dar săracă. Familia ei era una săracă. Într-o zi, tatăl ei află o veste neașteptată de la un pastor ce studiase vechile morminte ale unei biserici. Conform acestuia, Sir Jacques, un vechi precupeț, este descendentul unei străvechi familii a cavalerilor francezi D'Urberville. Părinții lui Tess, care obișnuiau să se îmbete, au o dorință nestăvilită ca fata lor cea mare să meargă la
Tandridge, unde exista o doamnă, D'Urberville, care ar fi putut să o ajute să-și găsească un soț bogat. Apariția lui Tess, îmbrăcată în alb, la sărbătoarea de 1 mai, este o emblemă a frumuseții și purității. Aici apare și Angel Clare, soțul de mai târziu al lui Tess, însoțit de frații săi. Angel va dansa, dar nu cu Tess, și ei vor considera mai târziu acest lucru ca un început ratat al iubirilor. Deoarece tatăl lui Tess este prea beat ca să ducă stupii la Casterbridge, Tess împreună cu frații ei pornesc la drum. Calul este ucis când ei se ciocnesc cu o căruță poștală, iar familia rămâne fără un suport material, fără un mijloc de transport. Fata se simte foarte vinovată, așa că acceptă să plece în căutarea rudei bogate. La conac îl cunoaște pe Alec D'Urberville, un domnișor ușuratic, care o angajează să îngrijească păsările mamei sale, o bătrână oarbă, care nu se înțelegea prea bine cu fiul ei. De fapt, el este foarte impresionat de frumusețea ei. Într-o seară, în timpul unui dans, femeile care lucrau cu Tess o acuză că este noua favorită a lui Alec. Fata este salvată de gura lor, chiar de acest văr, care de fapt nu era văr, care, profitând de vremea cețoasă și de oboseala fetei, rătăcește drumul și o violează în pădure. Această taină și în același timp și păcat vor schimba radical viața lui Tess, conducând-o la crimă și la propria moarte. Tess fuge de la fermă și se întoarce acasă, unde dă naștere unui copil. Nu după mult timp, acesta se îmbolnăvește și moare. Înainte de a muri, Tess botează copilul, ajutată de frații și surorile ei, nefiind lăsată de familie să se facă de râs să cheme un preot și temându-se ca sufletul copilului să nu ajungă în iad, pornește să caute de lucru și se angajează ca leptereasă la o fermă numită Talbot Eyes. Aici se întâlnește cu Angel Clare, fiul pastorului Clare, care renunțase la teologie și dorea să-și întemeieze o familie. Angel se îndrăgostește din nou de Tess, neputând să o uite și considerând-o o frumusețe pură, o fiică a naturii, ajungând chiar să o divinizeze. În Tess se declanșează un conflict între iubire și conștiință, mai ales când descoperă că și celelalte fete de la lăptărie, Iz, Reti și Marian, sunt îndrăgostite de Angel. Acesta o cere în căsătorie, iar Tess are chiar o tentativă hotărâtă de a-i mărturisi păcatul și în ajunul nunții scrie o scrisoare care ajunge sub covor și nu este niciodată citită. Încurajată de sfaturile mamei sale, Tess calcă în picioare trecutul pentru a-și câștiga dreptul la fericire, la viitor. Cei doi își vor mărturisi în cele din urmă păcatele la inițiativa lui Angel și acum se vede deosebirea dintre iubirile celor doi tineri. Dragostea lui Angel se clatină de la prima încercare, în timp ce dragostea lui Tess este puternică, adâncă, profundă și iartă rătăcirea soțului ei cu o prostituată din Londra. Datorită caracterului dur al lui Angel, iertarea lui Tess devine imposibilă, crezând-o o impostoare, o femeie vinovată care se ascunde sub înfățișarea unei frumuseți fără prihană. Cei doi se despart, iar Tess se întoarce acasă și Angel își continuă viața dezamăgit, întorcându-se la părinții săi și urmând apoi să migreze în Brazilia. Despărțirea lor este ținută în secret, iar Tess devine muncitoare sezonieră la fermă și rezistă timpului ploios și geros, cu greu, și tiraniei proprietarului numai datorită faptului că ea crede cu tărie că Angel se va întoarce și o va ierta. Se hotărăște chiar să meargă la părinții lui Angel, dar este întoarsă în drum de întâlnire umilitoare cu frații Clare. Pe drumul de întoarcere spre fermă, Tess se întâlnește cu un predicator convertit de păstorul Clare și este neplăcut surprinsă când îl recunoaște pe Alec D'Urberville. Această întâlnire reaprinde dragostea lui Alec, acesta renunțând la răspândirea Bibliei.
Tess își dăduse seama că Alec nu se pocăise definitiv, mai ales atunci când acesta o asaltează cu propunerile sale. Deși îi spune că s-a căsătorit, Alec încearcă să o convingă pe Angel să nu se mai întoarcă niciodată la ea și că adevăratul soț este el și că este gata să o crotească și să o ajute. Tess îi trimite o scrisoare disperată lui Angel. Acesta se află în Brazilia, slăbit de febră, dar schimbat și gata să o ierte pe Tess. Între timp, Tess se întoarce acasă deoarece mama ei era bolnavă, iar ea trebuie să se apuce de munca câmpului. Dar cel care moare este tatăl ei, iar familia este dată afară din casă. În mijlocul acestor evenimente, Alec își oferă ajutorul, iar în cele din urmă, Tess îl acceptă. Angel se întoarce în cele din urmă în țară și o caută, o găsește apoi într-o stațiune balneară luxoasă, unde se află împreună cu Alec. O roagă să vină cu el, dar ea refuză, spunându-i că este prea târziu. Alec o găsește plângând și o ironizează. Într-un acces de furie, ea îl ucide pentru minciuna pe care o repetase mereu, spunându-i că Angel nu se va mai întoarce. Fuge împreună cu Angel și ajunge la Stonehenge, știind însă că poliția o urmărea pentru fapta sa. Este prinsă și executată, iar Angel rămâne cu Luisa, sora mai mică a lui Tess, în urma promisiunii lui către Tess, cum că va avea grijă de sora ei mai pură și aproape la fel de frumoasă ca soția lui, cu care nu mai putea fi împreună. Iată, un sfârșit tragic. Din câte am citit eu, cartea Tess D'Urberville este inspirată din realitate, deci povestea chiar s-a întâmplat și este fascinantă și este cumva o poveste tipică cum victima ajunge să devină foarte legată de călăul său. În fine, aceasta a fost povestea, destul de tristă. Sper din suflet că v-a plăcut această recenzie. Nu uitați să vă abonați la canal, să dați un like acestui video, să scrieți în comentarii părerile voastre, iar până când ne vedem data viitoare, kisses!